Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, mergem chiar acum la colega mea, Mădălina Hodea, este la sediul Ateneului, în fața sediului Ateneului Român. Acolo are loc o întâlnire foarte importantă, participă inclusiv premierul Marcel Ciolacu. Mădălina, bună seara, ce informații ai? Bună seara, Rafa! Bună seara tuturor! În această zi, președintele Partidului European a anunțat în această zi, într-o conferință comună de presă între el și între liderul PNL, faptul că europarlamentarul Rareș Bogdan și Siegfried Mureșan vor ocupa un loc eligibil pe listele comune PSD-PNL la alegerile europarlamentare din această vară. În aceste zile, capitala țării noastre devine centrul politic din întreaga Uniune Europeană, deoarece aici liderii europeni vor decide strategiile pentru alegerile parlamentare. European. Tot în aceste zile, liderii politici vor decide și vor valida candidatura președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care urmează să fie desemnată în cadrul Congresului drept candidat pentru această funcție. La acest congres va participa și cancelarul german, care știm foarte bine că spunea de foarte multe ori că nu este de acord cu aderarea României și Bulgariei la zona de liberă circulație, iar sursele noastre spun că cancelarul va avea o discuție alături de președintele țării Klaus Iohannis. Toate sursele noastre spun că președintele Klaus Iohannis ar putea discuta cu liderii europeni despre o posibilă funcție după ce își va încheia mandatul de președinte în luna septembrie. Mulțumesc, Mădă. Haideți acum să vedem care sunt, ce-l întreabă românii pe Karl Nehammer, care va veni mâine la București pentru câteva ore, cancelarul german. De austriac, îmi cer scuze. Domnule cancelar al Austriei, de ce nu ne primiți în Schengen? Suntem toți din Uniunea Europeană. Întrebarea mea pentru dânsul, poate să trăiască cu 3.000 de lei cum trăim noi românii? Întrebarea ar fi așa, când are clemență pentru România? Vedeți, doamnelor, domnilor, românii știu despre ce, care sunt de fapt problemele. Știu cine este cancelarul austriac, Karl Nehammer, și iată, au întrebări pentru acestea. Doamna Buzoianu, credeți că vom avea un anunț important acum că, iată, se strâng aici la București, ne anunță că intrăm în Schengen? Păi domnul Ciucă spunea că este și el, abia așteaptă să vadă cum va vota domnul Nehammer pe, înțeleg că va fi discutat acest subiect cu intrarea României și cu dreptul de veto. Păi, domnul Ciucă, care este, se înțelege, liderul Partidului Național Liberal, care îi aduce aici în organizare, zici că urmărește ca un spectator. N-a negociat, n-a vorbit, nu știe. Abia aștept să văd cum va vota domnul Nehammer. Păi nu dumnealui a organizat această întâlnire ca să închidem un pic și să ducem și în contextul întâlnirii. Pe scurt, era într-adevăr o șansă pentru România cu acest congres aici. Din păcate, este o șansă uriașă pentru PNL să-și arate încă o dată incompetența. Gândiți-vă un pic că nici măcar nu au lista pentru europarlamentare. Cu ce se vor duce ei să discute? Și mai gândiți-vă un pic că astăzi, când vorbim, PNL are o listă comună cu PSD, care fac parte din două familii europene diferite. Cum se vor duce ei la PPE să spună nu avem listă, nu știm dacă avem o listă completă, nici măcar care va merge cu toată la PPE și, apropo, nu avem nici măcar un program politic pentru Parlamentul European? Domnul Badiou, vă rog. PNL-ul e clar că este într-o totală degringoladă. Probabil cu organizarea acestui congres PPE caută să își salveze un pic poziția destul de șubredă și nu cred că se va reuși absolut nimic. Și-au demonstrat incompetența, au dat kicks, lucrurile sunt foarte clare. Problema care ne interesează pe noi mai mult ca români nu este despre PNL, dacă se duce sub 5% sau așa, noi ne interesează dacă se va rezolva problema cu intrarea în Schengen, pentru că este o mojicie a Austriei și cineva trebuie să plătească pentru asta. Sunt foarte multe pierderi ale economiei, pentru economia românească, datorită, din cauza acestei neintrări, neadmiteri în Schengen. Avem aliatul Partidului Național Liberal, domnul de la PSD, domnul Ungoci. Se va obține ceva cu acest congres? Da, și eu sper acest lucru, pentru că, într-adevăr, este o întâlnire importantă a, să spunem, celui mai mare grup parlamentar la nivel european, pe acest PPE, din care fac parte, nu știu, sunt 40 de formațiuni, din 40 de grupuri reunite în acest PPE
Este foarte important, nu mă interesează de la PSD ce fac ei în curtea lor acolo internă. Pe mine ca român mă interesează dacă se votează o rezoluție la nivelul familiei de dreapta europeană în ceea ce privește votul acestei familii europene privind aderarea României și terestru în spațiul Schengen. Asta este marele câștig pentru România. Pentru PNL nu mă interesează ce fac ei acolo pe organizarea lor. Domnule Predețeanu, are interes PNL-ul să ceară această rezoluție în contextul în care totul ar fi răscumpărat sau totul ar fi practic însușit de PSD? La mine acasă, în momentul de față, să am congresul de care discutați, ar trebui să fiu mândru de lucrul ăsta. Nu să stau cu coada între picioare să mă gândesc. Îmi pare rău să vă contrazic aici. Intrarea României în Schengen, în momentul ăsta, nu e un câștig, e un drept. Da. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, domnilor, doamna Buzoianu, mulțumesc foarte mult. S-a terminat emisiunea, ne vedem mâine seara de la 19, numai bine.